Dragii mei, am revenit în platou și continuăm discuția despre miturile în stomatologie împreună cu doamna dr. Marcela Terchia, cofondator Laser Dent Medical. Foarte interesantă mi se pare discuția de astăzi, sincer, și cu siguranță telespectatorii vor fi și ei încântați. Sperăm. O chestie foarte interesantă care sigur ne-a măcinat și cred că va mai sta lângă noi este acea poveste cu mă doare măseaua de la curent. Deci nu știu când se va termina această discuție. Te rog tare mult să ne lămurești despre durerea de la curent. Da, depinde de care curent. Da, de care curent, exact. Care trend, care da, e foarte interesant. Eu nu cred că există așa ceva și nici nu cred că s-au făcut studii pe tema asta, pentru că nu cred că s-a gândit cineva că de la curent ar putea să ne doară ceva. Da, Da. Crească nivelul unei inflamații pentru că ne-am expus la frig. La o temperatură scăzută și microbii se înmulțesc. Asta e cu totul altă discuție. Da, clar că a existat acolo o problemă dinainte care s-a acutizat un pic, dar asta nu înseamnă că a fost determinată de către curent. Adică îmi vine și să râd când mă gândesc, pentru că da, erau oamenii aia pe vremuri cu falca umflată și zicea, da, am stat în 2-3 geamuri deschise. Dar ce credeți că mie nu mi-a pus bunica un coif de hârtie rulat și a dat foc că mă durea măseaua și să-mi scoată curentul? Acum o să râdă telespectatorii de mine, dar asta e realitatea. Cu toți am avut bunici la țară și cu toți am experimentat măcar o tămâie pusă undeva și așa mai departe. Exact. Deci leacurile astea băbește, oricum o să moară și nu o să fie dezmințite. Nici asta cu curentul și nici asta. Mai există o patologie des întâlnită, e răceala de la ovare în urma expunerii la agresie sau în fine, dacă asta cu acenta fără șoferi. Da, tot un fel de curent care vine din... Da. Deci nu există. E un mit și chiar nu există așa ceva. Sincer, chiar sperăm să nu avem tratament pentru durerea de la curent. Nu. Încă nu s-a inventat tratamentul. Nu sunt studii, da? Ok, în regulă. Foarte mult ne dorim lucruri care țin în timp, indiferent că vorbim de o lucrare stomatologică, da, de o procedură sau dacă vorbim de o haină. Totuși există acele coronițe dentare, da, pe care știm, nu știu, mie îmi pare îngrozitor când ajungi la coroniță, nu știu de ce, eu așa o imagine mai... De ce că sunt frumoase. Sunt frumoase, da. Sunt ele pentru toată viața? Există o durată a coronițelor? Chiar nu... Foarte bună întrebare. Mi-a plăcut. Realitatea cruntă este că pacienții noștri, mă refer mai ales la cei mai puțin mai în vârstă, care și-au făcut tratamente dentare acum 20 de ani. Este adevărat că materialele în trecut erau puțin mai rezistente și aici mă refer în special la compozit, la materialul pentru plombă. Materialul ăla se făcea diferit de cum se face acum și era mai rezistent. Eu recunosc treaba asta, nu se mai găsesc pe piață, ne pare rău, dar nu le mai găsim. Dar coroanele, deci plombele ca plombele, n-avem nicio treabă cu ele. Într-adevăr, mai sunt unele care mai au carii pe lângă, dar când vorbim despre coroane, pacienții spun așa, au fost atât de bune, cel mai bun medic. M-au ținut coroanele astea și uite și în ziua de azi țin. Bineînțeles că țin. Coroanele dentare sunt alcătuite dintr-un înveliș metalic și pe deasupra se acoperă cu un material fizionomic, fie el porțelanul sau indiferent de... Ce are pacientul funcție de... Pacientul consideră că a fost foarte bun medicul și nu contest. Și că coroanele acelea au fost foarte bune că l-au ținut. Realitatea cruntă este că acele coroane, inițial, au fost adaptate la nivelul gingiei sau chiar sub gingie. În timp, gingia s-a retras și acolo s-a format un spațiu între coroană și gingie. Spațiu prin care intră și aderă alimente, microbi, pe care nu le putem înlătura nici de sub coroane, nici de la nivelul respectiv. Sub acele coroane încă mai este dintele nostru preparat, șlefuit, da? Dintele ăla începe să fermenteze, da? Ca să folosesc un limbaj plastic, să fermenteze, ca să nu zic să putrezească, că asta e realitatea. În momentul în care dai acele coroane jos după 20 de ani, nu mai poți să folosești acei dinți. Nu te mai poți folosi de el și trebuie să extragi. Asta e realitatea cruntă. Coroanele au ținut, n-aveți, dragi telespectatori, cum să distrugeți niște coroane de metal, ele evident că țin.
Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să le înlocuim la ceva. Bun, deci asta înseamnă că în momentul în care se retrage gingia, exact, din diverse motive, ea poate să se retragă și după 2 ani. Dar undeva, limita e undeva 10-15 ani, dar 15 cu indulgență, pentru că am văzut coroane de 15 ani întreținute impecabil. Și chiar am văzut și cred în asta. Deci pot fi lăsate maxim 15 ani, dar recomandarea e undeva ca la 10 ani acele lucrări să fie schimbate, tocmai ca să le readaptăm la nivel gingival și să nu rămânem fără dințișorii noștri pe dedesubt. Pentru că chiar dacă în momentul în care își pierd dinții, după ce au stat cu acele coroane 20 de ani, le spui că din cauza că n-au schimbat, ei sunt convinși că ăla a fost tratamentul perfect pentru ei și n-au niciun fel de regret pentru treaba asta. Da, e o situație des întâlnită, aud și eu, cred, bunici, părinți, care tot mai spun că da, am o lucrare, m-a ținut 20 de ani și acum nimic nu mai e la fel. Într-adevăr, e o realitate. Da, dar ideea e că dacă ai schimba lucrarea aia undeva la 10 ani, ai putea să te bucuri de dinții tăi toată viața și să nu ajungi nici la proteze și nici la implanturi și nici așa mai departe. Sau, uite, că tot vorbim despre asta, un alt subiect, pacienții îmi cer să le extrag dinții buni ca să-și pună implanturi. Când zic dinți buni, mă refer dinți cu un anumit grad de afectare a coroanei, dar care poate fi refăcut lejer. Ei nu zice, dar nu mai bine punem noi un implant, că ăla, slavă Domnului. Păi, e dintele tău, dintele ăla are un rol acolo, joacă un rol și pentru rezistența osului și pentru faptul să nu se resoarbă în timp, adică toate au un sens în viața asta. Da, ajungem la implant în situația în care chiar nu avem alternativă, dacă am pierdut un dinte, e irecuperabil. Dar să scoți un dinte bun și să pui un implant, e bine, asta e dezinformarea, cred eu, tot de pe rețele socializare, tot de pe internet și unde mai caută oamenii răspunsuri. Pentru că vin deja, după cum am spus, cu tema de acasă. Și da, e o dezinformare și de asta suntem aici. Pentru că am spus și la început, eu nu dețin adevărul absolut, dar din cunoștințele mele și din ceea ce am acumulat și am citit la viața mea diverse studii și cred eu că am învățat școală, pot să spun ce cred eu că ar fi mai bine. Și atunci eu aș prefera să asculte din surse mai sigure decât să citească pe aici, pe acolo sau să plece urechea la vecinul. Avem tendința, poate uneori, să fim ușor superficiali când vorbim de dinți și să spunem, ei, lasă că scoatem 1, 2, 3, ne punem implanturi și viața e frumoasă. Știți, până când? Până când ajung la să poarte proteză. Pentru că, de fapt, ei nu spun lasă că îi scoți și îmi pun implanturi. Ei zic, ei, scoatem și punem proteză. Până când vin și au purtat măcar o dată proteză, că nu o poartă mult, decât câteva zile maxim, pentru că deja sunt niște chestii despre care nu vrem să vorbim, că nu vrem să întristăm pe nimeni, dar e ceva, trebuie să recunoaștem, e ceva oribil să porți proteză și până atunci zic așa, pentru că în momentul ăla ar da orice să recuperezi dinții aia pierduți și să nu fi trecut timpul peste ei, să fi lăsat lucrurile să ajungă în stadiul în care sunt. Da, așa este. Un alt mit des, mă rog, cred că la un moment dat erau și niște reclame la televizor, mă rog, aici vina e a produselor, dacă mănânc gumă, nu mai e necesar să mă spăl pe dinți. Cred că era și, repet, un banner la un moment dat de la o firmă consacrată de gumă. Păi, depinde cine are interes să-ți spună lucrurile astea, că fiecare e cu interesul lui. Unde mai pui că are, e plină de zahăr o gumă și o piezi exact pe suprafața dintelui. Absolut, e desfăț pentru bacterii acolo, le dai tot ce le trebuie și îndelung, nu doar așa un pic, o expunere prelungită, le saturi exact bine. Și te mai chinuie și stomacul după aia. Și nici nu te mai speli că nu mai e necesar, că ai mâncat gumă. Da, da, așa este, sunt de acord. Pacienții cred că dacă au mestecat gumă și mai ales știm noi una din aia scumpă, da. E mult mai eficientă. Nu, o gumă n-are cum să spele supra. Acum să nu fim, trebuie să fim onești. E o cantitate suplimentară de salivă care se formează acolo și care mai spală cu ajutorul masticației zonele alea. Dar nici de cum să spele zonele pe care le-ai spălat tu cu periuța, nu. Acum, asta e clar un mit. Să fim și amuzante, da, era un filmuleț în media, întrebau pe diversi de câte ori când v-ați spălat ultima dată și răspunsurile erau înfiorătoare. Care anul trecut? Acum câțiva ani. Da, acum câțiva ani, odată sau, la Crăciun. Cu periuța? La cât timp schimbați periuța? Păi da, când da. E pe mătuf.
periuța se schimbă la maxim 3 luni de zile și un lucru foarte logic pentru că se acumulează bacterii pe suprafața ei. Adică și nu facem decât să le plimbăm. Exact, pentru că oamenii se uită la ea și arată aparent intactă. Da, e normal, că doar nu e făcută. Exact, doar nu e făcută să spălăm pe jos cu ea. Dar, într-adevăr, ea se schimbă undeva la 3 luni și periajul se face de 2 ori pe zi. De 2 ori pe zi, da, exact. Am mai întâlnit o situație în care pacienții își freacă dinții, efectiv, așa, supărați. Și chiar eram curioasă să întreb, cu cât ne frecăm dinții, dar nu înseamnă că sunt și mai păi, bine nu, și mai curățați. Ales dacă o facem agresiv. Noi numim, așa în termen mai, periaj intempestiv. Adică mult prea brutal și mult prea agresiv. Clar că fiecare structură de acolo vizibilă, gingia, dintele, are și el un grad de toleranță, da? Adică trebuie să facem periajul cu o periuță, după părerea mea, cu permedii, nici măcar moi, nici duri, undeva la mijloc să ne întâlnim. Acum depinde pentru ce situație, că eu am mai spus, pentru cei cu parodontoză, în timpul tratamentului, recomand o periuță cu permoi. Dar asta doar pe perioada tratamentului. Dar la modul general, pentru persoane sănătoase, eu personal recomand o periuță cu permedii. Și un periaj ar trebui să dureze undeva între 3 și 5 minute. Nu mai mult, nu mai puțin. Și când zic nu mai mult, nu înseamnă că dacă periem 10 minute, chiar ne ajută cu ceva. Adică evident că o să facă mai mult rău decât bine, pentru că și țesuturile alea au un grad de toleranță, după cum am spus. Și atunci trebuie să facem periajul și corect. Pentru că lumea încă mai folosește mișcările orizontale. Da. Și ce facem, de fapt? Mutăm placa bacteriană, alimentele, de pe o suprafață pe cealaltă. Că, practic, nu le îndepărtăm. E ca și cum am dat cu mătura într-o încăpere, dar mutăm praful de... Altul, da. Exact. Așa e și cu mâncarea adunată pe suprafețele dentare. Periajul trebuie făcut cu mișcări de rotație și de scoatere. Nu pot să arăt acum în direct, dar promit că dacă ne mai vedem, s-ar putea să aduc. Da, exact. De ce nu? Că, uite, sunt multe persoane care nu știu care e tehnica corectă de periaj și încă de mici copii învață greșit. Și dacă învață de mici copii greșit... Asta voiam să zic, că mi-amintesc că prin clasele primare veneau frecvent medici stomatologi cu mulaje și ne arătau periajul care nu era cu mișcări circulare. Bine, nu? S-a întâmplat cu... Cu mișcări orizontale. Da, 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 exact, pe toată suprafața. Bine, probabil adaptată copiilor. Acum... Eu cred că erai și mică și nu-ți mai amintești. Uite, pe suprafața de mușcătură, noi numim sigur, suprafață da. Ocluzală, acolo, da, într-adevăr face mișcări orizontale, dar pe suprafețele astea netede, vizibile din față, face mișcări verticale sau de mici la copii da. În general e o mișcare de rotație, iar la adulți mai mult o mișcare verticală și de scoatere. Și de pe interior și de pe exterior mișcări de scoatere. Dar da, e o idee foarte bună să aduc un mulaj data viitoare, dacă ne mai vedem. Eu am fost și eu la foarte multe școli și chiar am prezentat copiilor, există și un desen animat foarte interesant da. Pe care recomand părinților să-l caute, cred că pe internet o să-l găsească. Nu vreau să dau nume de asta, m-am blocat. Da. E despre bacterii și despre cum își fac bacteriile căsuța acolo în dințișor și cum încep cariile și cum ne spălăm. Foarte interesant. De obicei copiii sunt receptivi. Le place da. Să se spele pe da. Dinți. Adică nu... Eu chiar am încercat și la clinică să fac un fel de chestie din asta interactivă, să aducem copii din școli și grădinițe să vadă efectiv ce vorbeam la început cu vizita aia introductivă în care te actualizezi, dar din păcate situația pandemică nu ne permite foarte mult de astăzi și copiii sunt ținuți de părinți un pic mai strâns decât înainte, deși sunt chestii pentru ei și pentru viitor, uite că... Da, da, multe, multe domenii au avut de suferit și se pare că și pe latura asta, dar o să, na, e trist pentru că e foarte importantă sănătatea cavității orale, așa cum am zis, da? Deși copilul, pentru mulți e cea mai neglijată și da. În România chiar suntem pe ultimul loc la spălatul pe dinți, că tot ziceam adineauri de întrebările, știm noi de la emisiunea care, suntem pe ultimul loc și asta e realitatea cruntă, că oamenii dau foarte puțin importanță acestor da, lucruri, dar da. După cum spuneam, până când ajung să poarte proteză. Chiar apropo de asta, acela... da, citisem undeva că nu poți să mori de la un dinte. Sunt situații în care poți să ajungi la o infecție extrem de periculoasă. Ba da, există niște infecții care se numesc flegmoane,
care exact. Se extind în toată fața și nu vreau să povestesc ce chestii crunte se pot întâmpla și câte tuburi de dren trebuie să stai și ce cocktail de antibiotice trebuie să iei de la un dinte, da. Da. Uite, chiar e un subiect bun și acesta, pentru că pacienții consideră că e doar un dinte. De multe ori scot acasă dinții cu diverse instrumente. Exact. Și eu le spun, dar trebuie să fie într-un mediu controlat. Știu că noi facem același lucru, tragem de el, așa cum faceți și dumneavoastră. Dar e un mediu controlat, e lipsit de microb, punem acolo un pansament steril, adică se încă întâmplă... se mai practică așa? Da, ceva? Și chiar zilele trecute am avut o discuție cu cineva, chiar încă se mai practică, chiar oamenii încă își mai scot dinții acasă cu... Și consideră că nu are ce să se întâmple de la un banal dinte. Sau o altă chestie cu care mă confrunt eu, pacienții ne întreabă, da, ce știți dumneavoastră de chestii din astea de medicină generală? Adică, ce vă interesează? Păi, mie nu mi-intră acolo niște dinți, mi-aruncă cineva de pe ușă și zice, rezolve și mi-i dai la final. Nu, acolo intră o persoană cu diverse afecțiuni. Exact. Sau, uite, persoane însărcinate. Sau... Noi trebuie cu diabet, să știm cu afecțiuni cronice. Da. Exact. Păi, normal că avem contraindicații, avem chestii de care trebuie să ne ferim, de care trebuie să ținem cont. Și chiar dacă pare așa stomatologia asta, o ramură așa uitată undeva, de fapt, e o ramură foarte importantă, pentru că de aici pleacă totul. De aici introducem alimentele, chiar și masticația. Uite, dacă nu avem cu ce să facem masticația, ce se întâmplă? O să avem probleme cu stomacul, ulterior probleme mult mai grave, cu ulcer, cu exact, gastrită, și... cu ce se mai întâmplă. Adică, pentru unii pare așa o banalitate stomatologia asta, dar în realitate cam de aici pleacă totul. Și nu vreau să spun așa... Nu, dar e într-adevăr, e o realitate, trebuie să ne învățăm cu ea, pentru că într-adevăr, poate așa am fost educați, dar lucrurile s-au schimbat, înțelegem de ce stomatologia e foarte importantă în primul rând și așa cum ai spus, când ajungi să ai, spre exemplu, o proteză și nu te mai poți alimenta, păi un bătrân oricum abia mănâncă, dacă exact. Nici nu poate să o facă, sincer, va fi mult mai slăbit, lipsit de aport, de tot necesarul caloric și, sincer, nu face decât să își îngreuneze bătrânețea. Să accentueze și, problemele pe și care deja le are. Tu știi mai bine, nu știu, cât de greu este să colaborezi cu acești pacienți și să-i tratezi. Pentru că o viață au auzit diverse mituri. Mituri, exact. Și acum pe mulți nici nu mai poți să-i scoți dintre ale lor, că se uită la tine și zice, nasc, că știu eu. Știu eu mai bine că eu am fost și am făcut și știu eu cum e. Voi sunteți copii acum. Da. Asta îmi place mie cel mai. Voi sunteți copii acum și știu eu mai bine. Așa e. Și lasă, știe mai care bine. A fost cel mai bizar lucru, nu știu, care, sau cea mai bizară întrebare în care ți-a fost adresată în cabinet? Cel mai bizar lucru pe care l-am văzut eu a fost o necroză și am să fiu pentru telespectatori un pic mai explicită. Necroza e moartea unui țesut, da? Când se degradează acolo, că e ca și cum ar fi ars. Pentru că un pacient a avut o durere de măsea și deși ar fi avut acces la un cabinet stomatologic, a preferat să nu o facă pentru că era foarte zen din ăsta cu uleiuri, cu tot felul de remedii din astea naturiste. Alternative, da. Așa. Și și-a pus tămâi acolo. Și-a făcut o necroză de toată frumusețea. Dar arăta ceva divin. Adică vreau să zic că nu doresc nimănui să experiment. Sper că nu dau idei nimănui și sper ca nimeni să nu încerce așa ceva. Dar da, sunt niște chestii pe care le știm din bătrâni, care încă mai persistă și astăzi și printre ele e tămâia asta. Nu știu cine, cum a auzit da, de ea. Da, cumva a fost o perioadă în care pacienții și-au pierdut încrederea în sistemul medical și au încercat să găsească această alternativă de a se vindeca da, cu remedii naturiste. Nu e o practică poate greșită, însă nu e, zic eu, de primă intenție. Clar. N-ai decât să mergi la medicul. Nici de-a doua, dar dacă vrei, după ce ai mers la un consult, nu știu, să te dai cu tămâie la ureche sau așa, să te simți tu, sau cu orice te-ai da, că nu vorbim, că sunt acum în vogă aceste tipuri de remedii cu uleiuri, însă știm foarte bine, au fost și copii care au decedat tratați cu uleiuri pentru pneumonie, adică totul e cu limită, însă medicul specialist, indiferent de specialitatea sa, dar mai ales la stomatologie. Astea trebuie să fie suplimente. Așa și nu e. Mai mult. Și să ne folosim așa, mai mult ca aromaterapie, nu ca și tratament de primă intenție. Exact.
Timpul s-a scurs, a fost o discuție tare interesantă. Cred că și eu m-am lămurit cu multe dintre aceste mituri ale stomatologiei și te așteptăm cu mare drag și data viitoare. Mulțumesc frumos, am să revin. Dragii mei, noi ne revedem săptămâna viitoare, marți, de la ora 17 pentru emisiunea Eu Sănătos. O zi minunată!